Salutare lume proteică și bine ați venit la un nou video de unboxing. Astăzi vom face unboxing la Clans of Caledonia de la Karma Games. Observați, nu este un joc localizat în limba română, deci de aceea acest unboxing face parte din conținutul extra. Este un joc din colecția Top 100 Board Game Geek, care știți că este seria la care lucrez deja și sunt deja câteva videouri scoase și practic va face parte din colecția care va fi pusă la dispoziție la diferitele evenimentele care le voi organiza. Bun, haideți să vedem ce se află în cutia de la Clans of Caledonia. Vedem aici puțin pe spate cam despre ce este vorba. Este o cutie micuță, zicem micuță ca mărime, dar foarte, foarte grea. Deci presupun că toate sunt aranjate la maxim și după ce deschizi toată cutia nu o să mai poți să o pui înapoi. Haideți să vedem ce avem înăuntru. Imediat, imediat. Ok. Avem o plasă aici cu foarte multe. Ia să vedem. Astea sunt culorile jucătorilor. Vedem aici ceva albastru. Hai să vedem puțin cum arată. O să le scoatem pe toate. Aici vedeți, sunt din lemn, văcuțe. Sunt diferite văcuțe. Vedem aici ceva grâu, pâine. Ce mai avem aici? Brânză, oi, butoaie de whisky, având în vedere că ne aflăm în Scoția. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Scoatem tot. Asta. Gel avem. Avem mai multe chestii de la jucătorul albastru. Asta pare să fie ceva omuleți, niște cuburi, aici diferite marcăre probabil care se vor folosi pe parcursul jocului. La fel avem pentru negru. Mai avem același lucru și pentru roșu. Și bineînțeles, același lucru și pentru alb. Deci astea sunt culorile jucătorilor. Astea sunt ceva special într-o plăsuță. Asta probabil, din câte știu eu și ce am citit, sunt guturile de export, cred că bumbac și tot felul de chestii care se folosească. Asta este brânza, care este ca resursă. Vedem aici grâul. Aici avem niște discuri transparente. Haideți să scoatem, să vedem cum arată. Aici sunt niște, să vedem, se focuseze. Sunt niște discuri grosuțe de transparente. Probabil o să marcheze pe niște track-uri ceva. Avem aici ceva pâine. Avem butoiașe. Haideți să vedem. Cred că sunt tot de lemn, exact ca celelalte. Da. Sau sunt plastic? Nu știu. Dar par să fie lemn. Sunt butoiașe. Toată, probabil, resursa. Asta par să fie lapte. Și astea par să fie ceva, dar nu știu exact ce. O să vedem, probabil. Avem niște zaruri aici. Minus 3, plus 2, ceva brânză. Haideți să deschidem, să vedem. Pot să deschid? O să deschid, dacă nu băgăm cutterul în acțiune. Și am reușit să deschidem. Sau nu? Trebuie să fi reușit. Stați cu mine! Reușim. Și avem două zaruri mai micuțe, ca de obicei, dar vedem aici minus 2 și ceva plusuri. Ok, ce avem aici? Se pare să fie niște. Nu. Nu, sunt mai multe punguțe. Probabil pentru piesele de carton, care presupun că vor fi aici mai jos. Avem aici un de scoring, un carnețel unde să se scoreze. Acela fix spuse astea. Bun. Ce avem aici? Avem regulamentul. Hai să ne uităm puțin prin el. Aici toate piesele. Bordul, probabil. Aici sunt ce vin cele transparente. Placa, cum funcționează. Ce avem aici?
Trade, Build, Bonus, Phase 3. A, deci practic aici sunt toate fazele, variante, avem și variantă solo, diferitele componente explicate care probabil au mai multe chestii și sunt pașii respectiv. A, și ok, și mai avem și regulamentul, scot așa puțin în doi, regulamentul în germană, celălalt era cel în engleză. Și foarte multe chestii de panciuit, le-am scos așa pe toate ca să ne fie mai ușor. Astea par să fie player board-urile, astea sunt ceva insigne probabil de punctaj, astea sunt clanurile cu puterile lor și diferite alte, astea sunt bănuți, foarte multe tile-uri aici, aici la fel, iarăși dubluri, alte clanuri cu puteri probabil, aici pentru comenzi din câte am văzut, alt player board, iarăși ceva cu bărci, player board, diferite chestii aici. Hai să ne și uităm la un tile. Este calitate normală. Hai să ne arăt și să-l pun înapoi până una alta. Ok. Ok, asta este bordul modular. Din câte am înțeles că se poate, este pe două fețe. Ok. Așa sunt comenzi, probabil bănuți. O altă parte din bordul modular. Iarăși comenzi, bănuți. O altă parte. Și aici încă o parte cu mai niște tile-uri cu apă. Era ceva caractere. Și aici avem, astea sunt comenzile din câte îmi aduc aminte. Aici respectiv sunt bănuți. Mai mulți bănuți, iarăși ceva comenzi. Sau ce sunt ce aici? Vedem piața. Aici o să vină acele chestii transparente, cercuri care vi le-am arătat. Asta este planșa cu comenzile, presupun, și cu bunurile de export, care vi le-am arătat, alea 3 micuțe, de import, pardon, și alți bănuți. Și aici mai niște punchboard-uri. A, ok, foarte tare, și astea sunt player aid-urile, unde vă explic exact toate mișcările. Este pe germană, hai să întoarcem invers. Și toate acțiunile care poți să le faci pe tura ta. Ok, astea sunt lucrurile care vin în cutia de la Clans of Caledonia. În contentul extra, care o să mai urmeze, o să mă uit și la jocurile care nu sunt localizate, dar cum știți foarte bine, focusul meu este pe jocurile localizate în limba română, dar ca și content extra în weekend voi mai face un unboxing la jocuri care nu sunt localizate, poate și un video de prezentare mai pe scurt, o să vedem. Cam atâta pentru astăzi, mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți, nu uitați, dați un subscribe aici și un like la pagina ProtiPlay să fiți la curent cu tot ce se întâmplă, nu uitați, mai jos este și linkul către pagina de Patreon dacă vreți să mă susțineți și în acest fel cu o donație. Cu această ocazie vreau să mulțumesc și lui Adi B și lui Myth, care fac parte din, hai zicem, categoria B Board Game 3 pe Patreon. Mulțumesc foarte mult, bineînțeles, mulțumesc tuturor care mă susțineți cu donații pe Patreon și mulțumesc tuturor care mă urmăriți, mă susțineți, îmi dați like-uri pe Facebook, share-uri și așa mai departe. Mulțumesc foarte, foarte mult voi, practic toată lumea care mă susține în diferitele moduri, mă țineți motivat să fac ceea ce fac. Mulțumesc, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!